această lume ca să fii numai Mântuitor, ci și Domn. Trăim, Doamne, într-o lume în care domnia Ta nu se vede încă în mod vizibil, dar se anticipează. Și faptul că Biserica Ta există în toate colțurile Pământului, eu dovadă că Tu începi să domnești. Și vrem, Doamne, să ajungem ziua în care Tu vei domni pe întreg Pământul. Și să va împlini cuvântul din Filipeni care spune că orice genunchi se va pleca înaintea Lui. Doamne, în anticiparea acelei zile, vrem, Doamne, în seara aceasta, din nou să ne aplecăm inimile și genunchii înaintea Ta, să Te proclamăm ca și Domn. Să așteptăm de la Tine îndurare și har de pocăință. Te rog, Doamne, să cercetezi viața fiecare dintre noi. Și sunt atâtea lucruri de schimbat în mințile, în inimile și în umblarea noastră. Îți mulțumim, Doamne, pentru că niciodată n-am rămas fără speranță. Și Tu ești același ieri, azi și în veci. Și așa cum ai lucrat în vechime, în viețile multor oameni, și vedem asta și pe paginile Cuvântului și în istoria Bisericii, Tu vrei, Doamne, și poți să lucrezi și în biserica noastră. De aceea Te rugăm, Doamne, să Îți arăți gloria în biserica noastră, revărsând Duhul de pocăință peste fiecare dintre noi. Avem atâta nevoie să continui să lucrezi schimbare în viețile noastre, să ne sfințim, Doamne, mai mult pentru Tine. Și mai apoi, Doamne, să putem să fim vestitori a Cuvântului Tău în locurile în care ne-ai așezat. Binecuvântează, Doamne, pe cei ce se vor închina în seara aceasta, înaintea Ta, într-un fel sau în altul. Și dă-le, Doamne, har în slujire. Și îți mulțumim pentru toate, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Ocupați-vă, rog, locurile și haideți să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare. Pentru cei care nu știu, aș vrea să amintesc că experimentăm dificultăți tehnice cu computerul, așa că în masa aceasta, cum am cântat și azi dimineață, vom cânta direct din cărți. Sigur, stau de Dumnezeu și cântare 802.
frați și surori care doresc să laudă pe Domnul și mi-au făcut de cunoscut, îi invit ca să îmi comunice. Frați și surori, în săptămâna în care intrăm, ne vom ruga în fiecare zi a săptămânii, în special pentru Alex Grădeanu. Să-l aducem înaintea Domnului rugăciune în fiecare zi a săptămânii, ca Domnul să continue să se apropie de el, să-l schimbe după chipul și după asemănarea lui și să-i dea experiențe cu el și să-l cunoască tot mai mult pe Domnul. Amin. Amin. Ne-am bucurat azi dimineață să fim împreună cu fratele Iosif Frânc și soția lui. Ei au simțit dragostea noastră frățească, așa cum au mărturisit, și ne dăjduim să ne mai viziteze. Băiatul fratelui a terminat Modi Bible Institute și el vestește cuvântul Domnului și l-am rugat să-l trimite și pe băiat să predice Evanghelia la noi. Ne bucurăm de frați care doresc să meargă să vestească Evanghelia și îi primim din inima noastră și cu toată dragostea. Duminica viitoare, după încheierea serviciului dimineață, vom avea raportul financiar trimestrial. Așa cum am amintit azi dimineață, website-ul bisericii a început să fie construit și ne dăjduim într-un timp scurt ca să-l avem operațional, în așa fel încât să putem să comunicăm și cu restul frățietății într-un mod diferit decât am făcut-o până acum. Frați și surori, în momentele care urmează, ascultăm pe sora Ana Duma cu o poezie spre slava Domnului. După aceea, tinerii vor slăvi pe Domnul. Cu tot ce rugi pe Domnul implorat, de multe ori ne contopim în plâns. Dorința unanimă cred că este ca toți să fim o inimă și un gând. Ne adunăm mereu aici, ne bucurăm și cred că toți avem același țel. Se pune însă o întrebare. Ne vom vedea oare cu toți în cer? Toți dorim să vedem slavă, de aceeași dragoste am fost cuprinși. Toți am fost chemați de Domnul, dar oare toți vom fi aleși? Oare nu mai rup ca cântul, talentul nostru afirmat? Oare drum spre veșnicie de Dumnezeu apreciat? Că suntem scriși într-un registru și ne intitulăm creștini, ne dă drept la pomul vieții. Oare nu ne amăgim? Credința ce o păstrăm în suflet, am cercetat vreodată cei? Nu cumva la mulți de aici a devenit un simplu obicei? Căci doar a crede că există îți face oare în favor? Nu scrie eu doar aceasta, cât și demonii cred și se înfiori. Biserică, arătăm ca sfinți. Echipuri, măști de credincioși. În rest, tovarăși cu păcatul, ne aduce oare prin folos. Așa creștin, primit la cerul, putea vor sta cu fiind sfinți sus. Oare împotriva lor martirii nu vor avea nimic de spus? Oare v-a îngăduit dreptatea ca vreun suflet păcătos ce a nesocotit cuvântul să ajungă sus, să ajungă în cer? Oare n-a sosit momentul, clipa, să ne cercetăm pe drept la cer, la moștenire? Ne dă doar viața ce-o trăim? Întrebări sunt multe. Și tuturor ce ascultăm, fraților, acum e tine. Astăzi să ne cercetăm. Încă mai avem prilejul ce rău în noi să risipim. Dar astăzi, mâine se poate, o să fie prea târziu. Să ne croim o viață sfântă în purtare și în simțire. Căci doar noi nu luminăm Roma cu șiragul de martir. Astăzi nu mai sunt arene, pradă leilor să fie. Nu ne cere nimeni capul. Domnul vrea sincer să fim. Că dacă nu trăim ca sfinții, cuvântul sfânt
de nu-l vom asculta și împlini, în cerul sus nu vom ajunge. Căci sângele martirilor ne-a acuzat. Amin. Fiindcă de la unul
Cerul noi ochii ne înălțăm
căci prin săptămâna care intrăm, prin orice vom trece, Domnul va fi cu noi. El ne va păzi, ne va ocruti, va merge înaintea noastră numai cu o condiție. Să stăm lângă Domnul. Deci atunci El va fi tăria, sprijinul și ajutorul nostru în orice vreme, la vreme de nevoie. Thank you.
ce încredințare puternică pentru viitorul nostru. Momentele care urmează, așa cum am cântat împreună, vom mai cânta o dată împreună o cântare comună și mai apoi tinerii vor încheia programul nostru de închinare prin cântare din seara aceasta. Stăm slavă de Dumnezeu prin cântarea 8 și 4. Yeah.
Vom citi la versetul 22 până la versetul 26. Marcu, capitolul 8, la 22 la 26. Vindecarea unui orb la Betsaida. Au venit la Betsaida, au dus la Iisus un rob și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sac. Apoi i-a pus cuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat: vezi ceva? El s-a uitat și a zis: văd niște oameni umblând, dar mi se par că niște copaci. Iisus i-a spus din nou: mâinile pe ochi. I-a spus să se uite țintă și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Atunci Iisus a trimis acasă și a zis: să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Amin. Amin. În primul rând, aș vrea să vă transmit salutări de la tatăl Dumitrașcu. M-a sunat bine în seara, mi-a spus că a ajuns cu bine în Edmonton și vă transmite pacea și binecuvântarea Domnului. Era vorba astăzi dintre tine, cine să vorbească, eu sau când a salat și am zis, ok, tu vorbești. Dar amândoi am zis, tu vorbești, așa au rămas, că niciunul nu m-a vorbit. Și săptămâna aceasta s-a întâmplat cu Andrei, că a avut accidentul și are 25 de ani. M-au apropiat de foarte, foarte mult. Îl știți, a venit nou la noi în biserică. Și mulțumesc Domnului din toată inima pentru că am putut să mă apropii de un băiat așa de bun. Are o inimă ca nimeni altul. De 25 de ani și m-a apropiat chiar ca un frate. Când ne spunem unii pe alții, ne zbără my brother, care zbeară cel mai tare. Oriunde ești, la lucruri, zbeară. Și este un băiat foarte, foarte cuminte, cum am spus. Și mă rog Domnului, zilnic mă rog pentru el ca să poată să-l primească în inima lui. Amin. Mă rog Domnului ca așa cât de cuminte este el și vă spun că este foarte cuminte. La anii lui este foarte, foarte cuminte. Să-L folosească Domnul. Să-L folosească Domnul, mă rog, ca pe mine să-L folosească în viața Lui. Dar știu că Domnul și viața Lui o folosește în viața de altora. Și m-am gândit zilnic, cum am spus la el, și cum mă pregăteam să vorbesc astăzi, în săptămâna aceasta, m-am gândit la omul acesta, or. Prin ce a trecut el, de când a fost mic, născut, până acum. Și am văzut un video pe internet, cum tot caut, on different topics, am văzut un video pe internet și zicea, dacă există cure pentru boala aceasta de blindness, ca să nu mai fie orb, ce ai face? Cât de mult te-ai luptat tu ca să nu mai fii orb, dacă ai ști că există în lumea aceasta un fel de a lucra tu, ca să nu mai fii orb pe toată viața. Și într-o seară vorbeam cu tati. Și el mi-a spus, tata, nu știi că deja au camere care ți implantează și poți să vezi. Ce camere ți implantează? Am căutat pe internet și am găsit un articol. În 2007, în Europa, nu mai știu, am uitat numele, dar în 2007, ei au venit cu un implant care îți bagă aici așa unele ochiul, te trimite prin cabluri foarte mici, cu o viteză, m-am uitat pe internet să fac matematica, am pierdut în știința aia, cu o viteză așa de rapidă și firul este așa de mici, că nu le vezi la ochiul care poți să iei așa. Și în 2007 a ajuns ca la nervii care trimit, la transmite, să vadă dacă asta este o persoană, la un om care nu a văzut niciodată.
În 2007 zicea că asta pot să văd că e o mașină. Și în 2007, de fapt, 20 de oameni au fost testați pe lucrul acesta. Și mă vorbeam cu tatăl și tatăl zicea, dar tu mai știi că ei cresc și organe. Hai, de fapt, și sperea că n-am auzit că lucrurile astea se întâmplă. Ce ai face tu dacă ai ști că boala ta, oricare fi orb, oricare n-ai picior, dar faci un lucru care știi că îți crește înapoi și poți să vezi ce ai face? Cât de mult ai luptat, câte nopți ai stat treaz, a citi, a lucra, a orice ar fi. Mă gândesc la Andrei, cu piciorul care e lovit. Cât mult exercise și terapie o să facă el în plus, dacă el vrea ca piciorul lui să vină înapoi. Omul acesta a fost orb. Și Domnul Iisus, cum spunea, a scuipat și a pus pe ochi. Și a văzut. Credem și știm că Domnul Iisus poate face aceste lucruri. Dar dacă tu replace, dacă tu înlocuiești orbirea cu păcatul, dacă tu știi că păcătuiești, cât de mult ai luptat tu, asta am spus la tine, cine a vorbit la tine, a vorbit despre de a fi născut din nou, ce înseamnă. Dacă mi-a spus cât de mult ai luptat tu, dacă ai ști că este un lucru care te-ar poate salva din păcatul ăsta și cât de mult ai luptat tu ca să-l iei. Asta a fost gândul la care m-am gândit în săptămâna aceasta. Dacă știam, trebuia să vorbim notițele și puteam să vorbesc mai mult. Zilnic trebuie ca să ne cunoaștem că suntem orbi. Avem păcate care nu putem sau nu vrem ca să ne lăsăm de ele. Și suntem orbi pentru că vedem the cure, vedem ce trebuie ca să facem ca să ne lăsăm de păcate, de întunericul acesta. Este foarte greu, zilnic este foarte greu, depinde de ce păcate lupți ca să te lași de el. Dar răspunsul este aici în cuvânt. Domnul Iisus este the cure. El este acela care poate să dea viziune și la cei orbi, să învie și pe cei morți. Amin. Sunt lucruri foarte mari. Mai spunea tati că în Europa încă încearcă ca să facă oameni sau animale sau nu știu ce, creații de-ale lor din nimica. Supraviețuiesc, dar nu au multă viață ca să trăiască pe pământ și mor. Tatăl zicea că tehnologia asta va ajunge așa de departe că și ei se sperie de ce se întâmplă. Dar cum am spus, înapoi la gândul central, orbirea care o ai în viața ta, Domnul Iisus este care poate să o facă lumina. Amin. Amin. Și asta e primul pas bun. Dar biserica din Laodicea, Dumnezeu spune, nu știi că ești orb. Și n-ai cum să fii vindecat că nu ești conștient de o problemă. Orbul din cazul nostru a fost conștient de problemă și a primit de la Domnul o rezolvare. Înainte de a primi o rezolvare, trebuie să conștientizăm. Și de aceea se roagă David și spune, Doamne, iartă-mi păcatele din neștiințe. Descopere, Doamne, tot ceea ce în viața mea, pune lumina Ta, ca să mă pot schimba cu alte cuvinte. Amin. Amin. Haideți să, în timp ce lăudăm pe Domnul cu o cântare, să dorim Domnul și darul nostru de bunăvoie și mai apoi citim textul. Dăm slavă Dumnezeu prin cântare 147. În timp ce cântăm pe Domnul verset, să facem și corect. Thank you.
Îți mulțumim, Doamne, pentru mila Ta și îndurerea Ta față de noi. Da. Îți mulțumim, Doamne, pentru dătătorul voioși. Îți mulțumim pentru banii acestea. Te rugăm ca să-L plătești, ca să-L ajuți spre îngea poliției Tale. Te rugăm ca să-L plătești, să ne dai, Doamne, înțelepciune cum să le folosim. Te rugăm ca să-L plătești în continuare, să stăm lângă cuvântul Tău, să stăm, Doamne, lângă pacea Ta și în dragostea față de noi și îți mulțumim, Doamne, pentru ea. Trebuie ca să ne plătești, Doamne, în continuare. Trebuie ca să venim în testul robul Tău și ajungem, Doamne, să aplicăm în viețele noastre tot ce este mai bun ca să putem să ne asemenim mai mult Ție în sus. Amin. Amin. Deschidem Sfânta Scriptură la pagina 517, care înseamnă Cartea Esterea, capitolul 6, și vom citi un verset, versetul 6. În seara aceasta ne vom uita pe scurt în viața doi oameni. În viața lui Haman și mai apoi în viața lui Saul, împăratul lui Saul, care avea aceeași problemă. După ce vom citi versetul 6 din Esterea, capitolul 6, de la pagina 517, vom mai lăuda pe Domnul cu două versete de cântare. Esterea, capitolul 6, cu versetul 6. Haman a intrat și împăratul i-a zis: ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească împăratul? Haman și-a zis în sine: pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească? Amin. Ocupăm locurile și mai lăudăm pe Domnul cu două versete de cântare. Să dăm slavă Dumnezeu prin cântarea 759. Mă întreb întrebarea și pe mine însumi. Sunt eu ușor de ofensat?
o să caut unde în cuvânt scrie cuvântul slavă, să înlocuiesc cu cuvântul glorie, pentru a fi mai relevant. Noi am luat multe cuvinte rusești în limba română și a fost mult pocită limba română cu cuvinte slavone rusești din cauza liturgiei, care până în urmă cu 150 de ani românii au ascultat numai limba slavonă. Și atunci o mulțime de cuvinte neromânești au intrat în limbajul nostru curent. Nu e Duh. Duh îl folosesc sârbii, rușii, macedonienii, bulgarii, cuvânt slavon. Noi avem cuvântul vechi românesc, spirit. Așa și cuvântul în Biblie, slavă, e într-o mulțime de locuri. Dar e alt cuvânt rusesc, intrat prin liturghia ortodoxă, dar noi original am folosit cuvântul glorie. Așa că, pentru a fi mai clar și mai explicit, o să folosesc de multe ori în seara aceasta cuvântul glorie, în loc de cuvântul rusesc, slavă, care l-am avut în limba veche și care se păstrează și în Cornilescu. Mesajul meu este, așa în această seară, ca și titlul de ce, sunt sau ești ușor de ofensat. Asta e o problemă mare, a fi ușor de ofensat. Pentru asta dovedește că caracterul cristic în acea privință nu e format în noi. Asta dovedește că pentru noi opinia și părerea oamenilor și gloria care o primim de la oameni prin faptul că suntem aprobați și acceptați de ei contează foarte mult. Dar care e problema, o problemă mare cu cel care e ușor de ofensat? Este că se deschide pentru lumea demonică. Și pentru asta să am argumente din Scriptură. Deci nu zic că devine demonizat. Eu nu cred că un creștin poate să devină demonizat cum sunt teologi și cum sunt biserici carismatice care învață așa ceva. Nu cred că se poate așa ceva. Dar poți să dai în celui rău anumite puncte de control în viața ta. Dacă ești o persoană sau dacă sunt o persoană ușor de ofensat. Am pregătit mesajul acesta pentru că în decursul anilor, în tot cursul anilor de slujire, am văzut că sunt în biserici frați și surori care se ofensează foarte ușor, care sunt extrem de sensibili și din pricini foarte mărunte, nu zic, există pricini de supărare legitime, dar sunt oameni care din pricini foarte mărunte, triviale, de neînțeles, se ofensează din mai temir ce. Trebuie să mă întreb eu și trebuie să te întreb tu în această seară. Sunt ușor de ofensat? Sunt o persoană sensibilă care iau ofensă din orice nimic? Dacă mă regăsesc așa sau te regăsești așa, suntem într-o problemă, sau ești într-o problemă, sau eu aș fi într-o problemă, dacă sunt un astfel de om. Aș vrea să... Sunt două reversuri ale medaliei, dacă ești sau dacă sunt ușor de ofensat. Pe de o parte sunt ușor de ofensat, pe de o parte, prin asta arat că pentru mine foarte mult contează părerea oamenilor. Deci, hai să vă dau un exemplu. Dacă un copil de 2 ani sau de 3 ani zice ceva către mine, zice o prostie, nu-l bag în seamă, că e copil mic. Și nu mă ofensează ce a spus el. Dacă unul care are probleme mentale și lumea știe că are coeficientul lui de inteligență foarte redus și e aproape agramat, e aproape că abia ține în societate, nu se descurcă. Și zice o prostie către mine, să către tine, nu ne ofensăm. Că are, îi se dă licența asta, că n-are minte săracul și așa s-a născut. Dar când zice altcineva care considerăm că nu-i nici copil mic, nici o persoană care nu are responsabilitate ceva, cât de repede ne supărăm. Domnul Iisus, înainte de a lucra în viața unei femei, a supus-o la un test. Femeia cananeancă, știți la ce test a supus-o Domnul înainte de a lucra în familia ei? Înainte de a duce vindecare și eliberare și binecuvântare în casa ei, a supus-o la un test simplu. Cât de ușor se ofensează. Și vine femeia la el și așa disperată, așa motivată și Doamne, ai milă de mine! Doamne, ai milă de mine că fiica mea e chinuită de un drac! Și Domnul pare indiferent și la un moment dat îi spune niște cuvinte care șochează urechea. Și
spune, știi ce? Nu este bine să iei pâinea de la gura copiilor și să o dai la căței. Știți cum le ziceau evreii în vremea aceea la neamuri? Aveau nume pentru neamuri. Câini. Așa spuneau evreii neamurilor în vremea aceea. Denumirea de dispreț, denumirea ofensatoare care aveau pentru neamuri era câini. Și femeia, când Domnul Iisus, când i-a spus acele cuvinte, nu-i bine să iei pâinea de la copii și să o dai la căței, i-a spus-o într-un context cultural relevant pentru vremea aceea. Pentru noi, așa și așa. Înțelegem că nu-i un cuvânt, cuvânt de încurajare prea tare. Dar în contextul de atunci avea o încărcătură. Așa cum anumite cuvinte astăzi au, sunt ofensive, care în urmă cu 50 de ani nu erau ofensive. Sau sunt cuvinte care în urmă cu 50 de ani erau ofensive, dar nu mai sunt ofensive. În contextul de atunci era un cuvânt ofensiv. Și Domnul spune cuvintele astea, care puteau să determine dacă femeia aceasta avea o mare sensibilitate și dacă femeia aceasta era ușor de ofensată. Ce se întâmpla cu ea? Pleca. Și femeia a trecut testul ofensării cu bine. N-a fost ușor de ofensat și femeia e de un răspuns inteligent, da. Dacă acolo mă cataloghez, dacă acolo mă încadrez, accept. Dar vreau să spun și eu ceva, dacă tu mi-ai zis ceva. Și căței se satură cu ce cade de la masa stăpânilor. Femeia reacționează într-un mod foarte inteligent. În primul rând nu se ofensează, nu e ușor de ofensat. Și în al doilea rând recunoaște că e un joc de cuvinte. Și Domnul n-a avut intenția să ofenseze ce a fost pentru ea un test. Și, cum s-ar zice, îi dă mingea înapoi în același mod. Și îi dă mingea înapoi, cum se zice, elegant, frumos și cu smerenie. Pe răspunsul care îl dă femeia. Și Domnul Iisus e șocat în mod pozitiv. Și din acel moment, casa acelei femei e atinsă de Domnul Iisus și acolo lucrurile se schimbă. Dar femeia, mama, în cazul nostru, a trebuit să treacă testul acesta a ofensei, dacă e ușor de ofensat. Când sunt eu și tu ușor de ofensat? Noi suntem ușor de ofensat atunci când pentru noi contează foarte mult ce zice Biblia, slava pe care oamenii și-o dau unii altora. Gloria pe care oamenii și-o dau unii altora. Când zice Domnul Iisus, cum puteți voi să credeți care căutați slava, voi care căutați slava, adică gloria care vine de la oameni? Nu puteți să credeți. Primul exemplu care îl avem aici în Scriptură este un oarecare care a ajuns mare. A ajuns în termenii de azi prim-ministru. E omul care e foarte bine văzut de împărat. E omul care are acces la curte ca nimeni altul. Dar omul acesta era bolnav de ceva. Să fie onorat de oameni. Și odată intră la împăratul și împăratul cumva stă așa pe gânduri. Și împăratul stă pe gânduri, probabil să uita pe geam, probabil putem presupune că avea o privire pierdută. Ce băi, Haman, mă, aș vrea să te întreb ceva. Aș vrea să-ți cer o opinie. Și îl da împărate, imediat, așa. Da împărate, care e problema? Haman a intrat și împăratul i-a zis, ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească împăratul? Cu alte cuvinte, auzi, Haman, eu vreau să onorez pe cineva. Vreau să glorific pe cineva, eu împăratul. Și mă gândesc, cum aș putea să-l glorific într-un mod în care să fie extraordinar. Într-un mod care să impresioneze. Într-un mod care toată lumea să înțeleagă că acel om e glorificat, e onorat de mine, de împărat. Foarte interesant ce e în mintea lui Haman. Și aici vine prima ruptură în gândire. Prima problemă care apare imediat în verset, că e în mintea și în inima lui. Uitați ce gândește. Haman și-a zis în sine. A gândit. Pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească? Aici e problema, frați și surori.
În momentul în care te pui în centru și în momentul în care eu mă pun în centru, în loc să fie Hristos în centrul vieții mele, am tendința și tu ai tendința, gloria care trebuie dată toată lui Dumnezeu să o iau pentru mine sau să o iei pentru tine. Și să, în loc să fiu sau să fii tu unul care împinge pe Dumnezeu în față și toată gloria să fie a Lui, devenim consumatori de glorie. Devenim consumatori de onoruri. Și ne hrănim sufletul din onoruri. Când primim onoruri, când suntem glorificați de ceilalți oameni, prin laude, prin aprecieri, prin încurajări, prin bateri pe umeri, ne simțim bine. Când nu primim așa ceva, ne simțim frustrați. Și buna noastră dispoziție sau proasta noastră dispoziție depinde de cum ne cunoaște, recunoaște cineva, în ghilimele spus, meritele, priceperile, realizările și toate astea lucruri. Frați și surori, cât suntem de sensibili la glorificarea oamenilor? În momentul în care nu avem pe Hristos în centrul vieții noastre, dispoziția noastră de multe ori depinde de felul în care percepem pe ceilalți că se raportează la noi. Aduceți-vă aminte de dictatori. Tinerii, nu doar dacă se uite, și am un documentar de la BBC despre Ceaușescu. El se hrănea cu mâncare și încă cu ceva. Cu glorie. Nu putea să trăiască fără să fie glorificat. Și plătea bani oricât de mulți, nu conta. Oprea business-uri întregi, oprea companii cu mii de angajați. Ca să iasă și să-i cânte cântece de glorie. Scotea din școli mii de tineri și studenți ca să-i pună în stadioane publice, ca să-i cânte glorie și să formeze acele chestii care numai la Nuremberg, când a fost defilarea Partidului Nazist în 38 sau în 39, nu știu precis, când s-a turnat filmul Triumful Voinței, au s-a mai văzut așa ceva, zeci de mii de oameni în reflectoare care formează figuri, formează litere, formează tot felul de chestii spre gloria unei persoane. Pentru că o formă maladivă a spiritului, o formă bolnavă a spiritului uman este să caute să fie glorificat. Pentru că e parte din procesul de satanizare a acestei lumi. Pentru că diavolul a vrut să fie el glorificat și nu Dumnezeu. Diavolul a vrut să-și ia el slava, gloria, în loc să-i odea lui Dumnezeu și prin asta a căzut. Și dacă vă uitați aici în versetul 6, Haman e în termeni demonici. E în termenii căderii. Și are practic gândirea de la cădere. Haman și-a zis în sine, pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să cinstească, să glorifice, să onoreze. Frați și surori, de unde a venit aceasta? Estera 3:5. Vedem o altă manifestare a lui în Estera 3:5. Haman trece pe, iese în curte, de la Palatul Prezidențial, iese de la Casa Albă. Și bineînțeles, acolo totdeauna era mulțime care fie venea cu cereri, fie vreau să vadă show-ul. Și acolo o mulțime aceea, când ieșea o personalitate politică importantă, după obiceiul vremului de Middle East, trebuia să te arunci în genunchi. Nu puteai să stai înaintea unui mare politician, demnitar, în Middle East, în vremea aceea, decât în genunchi. Dacă nu erai de rangul lui. Și când iese, ne spune cuvântul, din Casa Albă, din acea vreme, observă că ceva e ciudat. Versetul 5. Și Haman a văzut pe Mardoheu că nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui. Și iată reacția lui. Și s-a umplut de mânie. Acum Mardoheu, de ce nu se închina înaintea lui? Nu că Mardoheu se credea că e mai mare sau că
El e Sambat, e cineva special. Dar aduceți-vă aminte de Daniel. Daniel, când s-a dat poruncă, toată lumea să se închine. Dar nu înaintea unui om, înaintea unei statui. Pentru evrei era același lucru, ori să te închin la statuie, ori înaintea unui om viu. Spune cuvântul că prietenul lui Daniel, în vremea lui Daniel, mai degrabă a preferat să fie arși în cuptor, decât să se închine înaintea unui obiect sau unei ființe. Și de același motiv, Mardoheu nu se închina înaintea lui Naman. Dar ce s-a întâmplat? Toată fericirea lui ne spune cuvântul că s-a dus. Mergem în Estera 5:11. Iată discuția cu familia de acasă. Haman a vorbit despre lucirea bogățiilor lui, despre numărul fiilor săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să-l ridice în vrednicie și despre locul pe care îl dăduse mai presus de toate căpetenile și slujitorii împăratului. Na, care e discuția în familie? Vedeți de ce vorbește unul cu nevasta și copii? Ce subiect are? Cât de plictisitor putea să fie omul ăsta acasă? Haman a vorbit despre strălucirea bogățiilor lui, despre numărul fiilor lui, despre tot ce făcuse împăratul să-l ridice în vrednicie și despre locul pe care îl dăduse mai presus de căpetenile slujitorilor împăratului. De ce vorbea el cu nevastă sa și cu prietenii intimi? Vorbea cât de mare este el. Vedeți un suflet bolnav? Să fie cel mai mare, să fie cel mai tare, să fie cel mai grozav, să fie cel mai sus. Și iată ce zice în versetul 13. De ce nu era el fericit? Să nu fii fericit când strălucesc bogățiile peste tine, când ești binecuvântat de Domnul cu copii, când te-a ridicat împăratul mai presus, tu să zici la familie că nu, tu ești nefericit. Dar de ce era el nefericit pe versetul 13? Iată mărturia lui. Cine era sursa nefericirii lui? Să nu credeți că avea cancer. Dar dacă omul mărturizea, mă descoperi doctorul cu cancer. Era ca... De ce sunt nefericit? Sau dacă îi se întâmpla o nenorocire, să zicem că îl dădea împăratul jos din funcție și zicea de mâine merg la pușcărie. Iar că am motiv de nefericire. Sunt lucruri serioase care ne pot tulbura. Dar iată omul acesta ca și un motiv de nefericire. Versetul 13. Dar toate acestea n-au niciun preț pentru mine. Toată gloria care o am, toate bogățiile, toată familia binecuvântată care o am. Câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul acela șezând la poarta împăratului? Ce era el nefericit? Nu că avea probleme în familie, nu că avea boală incurabilă, numai îl enerva unul. Îl enerva unul care stătea în curte într-o poziție care lui nu-i plăcea. Stătea cu mâinile în buzunar. Și el, prim-ministru, ieșea afară și un terchea berga stătea cu mâinile în buzunar în fața lui, în loc să stea cu capul în pământ. Și din cauza asta el era nefericit. Nu-i mai plăcea nici mâncarea, nu mai era mulțumit nici de familie, nu mai era mulțumit nici de funcția de prim-ministru, nu mai mulțumea nimic. Pentru că omul stătea cum nu trebuie în fața lui. Frați și surori, când nu suntem aproape de Domnul, orice prostie ne ia pace. Când nu suntem, când nu-L avem pe Hristos în centrul vieții noastre, orice mizerie care ni se întâmplă, ne pune jos. Și putem să avem case mari, putem să avem mobilă scumpă, putem să avem mașini bune, putem să avem soți sau soții care ne iubesc, putem să avem copii buni sau părinți buni, depinde ce suntem. Putem să nu ne lipsească nimic, să avem frigiderul plin, să avem bani în cont. Un lucru trivial, un lucru de nimic, un gunoi, ne ia pacea și bucuria și rațiunea de a trăi atunci când Hristos nu este în centrul vieții noastre. Haman era un om nefericit. De ce? Nu pentru că nu-i mergea geabă, nu pentru că nu avea familie bună, nu pentru că îi lipseau bani, ci nu-i plăcea de fața lui unul. Îl deranja fața lui unul. Și de-aia el nu se putea bucura de nimic, că nu-i plăcea fața lui ăla. De ce atârnă fericirea sau nefericirea ta în viață? De ce atârnă fericirea sau nefericirea mea în viață? De felul în care se uită unul la mine? De felul în care mă tratează unul sau altul? Dacă asta pe tine te dărâmă,
Sau dacă asta pe mine mă dorim, mă înseamnă că nu l-ai pe Hristos în centrul vieții tale. Dar cum să leagă asta, când vedeam mai târziu? Care, ce face diferența când Hristos este în centrul vieții mele și în, în centrul vieții tale? Un om care nu se bucura de nimic, un om care a fost profund nefericit, pentru că nu îi se dea gloria și onoarea care îi se cuvenea. Atunci când nu-L onorăm pe Dumnezeu și nu-I dăm Lui toată gloria, viața noastră cade la nivelul acesta și trăim nivelul acesta de frustrări. Aș vrea să ne mergem un pic și să ne oprim la David. Și dacă am văzut că la Haman în viață, pentru că n-a fost onorat, n-a fost glorificat de tot, către toată lumea, orice pricină trivială îi fura bucuria de a trăi. Și faptul că a ajuns sus de tot, faptul că nu lipsea nimic pentru el nu însemna mare lucru. Că el din pricină de nimic n-avea nicio bucurie în viață. Pentru că nu-L avea pe Dumnezeu. Frați și surori, putem ajunge sus de tot. Să ajungem în locul lui Harper, cum a fost Haman. Să ajungem să avem nu știu câte. Dacă nu-L avem pe Hristos în centrul vieții noastre, orice privire, orice figură, orice întâmplare care vine în viața noastră trivială, ne fură bucuria și pacea și trăim ca unul care trăiește într-o colibă de paie și care n-are nimic și care îi vai de capul lui. Trăim la același nivel, din punct de vedere sufletesc. Aceeași tristețe, aceeași disperare, aceeași îmbucnare, aceeași lipsă de pofte de viață. De-aia a spus Domnul Iisus că am venit ca oile mele să aibă viața și să aibă din belșug. Aș vrea să ne uităm la un om care a venit dintr-un loc extraordinar, dintr-un loc unde Dumnezeu a dat biruință. Și a doilea exemplu, împăratul Saul. Împăratul Saul se duce la bătălie împotriva filistenilor. Și în fața lor e Goliat. Și împăratul Saul este într-o mare dilemă. Și stau zile în șir, armatele una în fața altea și în fiecare zi dimineața, probabil la 7 fix, sau la 6 fix, sau la 8 fix, nu știm la câte, Scriptura nu ne spune, apare Goliat. Îmbrăcat în armură completă, gata de bătălie și lansează provocarea. Cine din tabăra lui Israel mă provoacă? Dați-mi un om să mă lupt cu el. Și din nou o zi de rușine în Israel. Toată lumea cu capul în pământ. Te duci tu? Nu mă duc. Te duci tu? Nu mă duc. Dar să se ducă Saul, că el e împărat și are 1,90 m. Nu mă duc nici eu ce Saul. Măi, dar tu ai armura cea mai performantă. Tu ai armele cele mai bune, de firma cea mai bună. Tu ești împăratul. Nu scrie Scriptura asta, dar fi fost discuții. Nu mă duc. Și nu vrea niciunul să meargă. Până când merge David și scoate pe Saul din dilema și din jena aia, era o jenă în fiecare dimineață să iasă la înaltă 3 metri, cam atât aveau giganții în vremea aceea, 3 metri, 3 metri jumate, și să zică, dați-mi un om să mă lupt cu el. Și cine știe ce înjurături, obscenități și prostii scotea din gură. Și Israelul se face cu capul mic și împăratul Saul la fel și tac. Și din nou urmează o zi a umilinței. Cum dormea noaptea Saul când știa că se face iar o dimineață și mâine dimineață iese el acolo în față și îi înjură. Că ăla știa să înjure urât. Că spune cuvântul că l-a văzut pe David, l-a blestemat pe Dumnezeii lui. Și stătea acolo și înjura în fiecare dimineață și făcea probabil tot felul de figuri către ei și ăștia micuți. Nu scotea. Auzea musca. Și vine David și iese la luptă și îl învinge. Și scoate pe Saul din mizeria și din rușinea aceea. Și pe tot Israelul. Și atunci ne spune cuvântul în Samuel, 18 cu 7 până la versetul 9, 7, 8 și 9, iată ce s-a întâmplat. Femeile cântau și ziceau, Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceea și din ziua aceea Saul a privit pe David cu ochi răi. Ia uite, domnule, nu mi se dă glorie mie. Nu sunt pus pe locul întâi. Am ajuns să fiu pe locul doi. E
inacceptabil. Inacceptabil așa ceva. Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Așa ceva nu poate să accepte. Așa ceva nu poate să suporte. Să fie pe locul doi. Cum accept eu și tu să fim pe locul doi? Cum reacționez când ajung pe locul doi? Să prăbușește lumea pe mine? Cum reacționez când constați că ești pe locul doi? Să prăbușește lumea pe tine? Eu am botezător și am predicat de aici urmă câteva săptămâni. Într-o vreme a fost number one în Israel. Înainte de a predica Domnul. Și după un timp se ridică alt predicator și devine mai popular ca el. Și Ioan ajunge numărul 2. Și vin fanii lui Ioan. La el, ucenicii lui. Revoltați, tulburați, enervați. Doamne, ia auzi, botează mai mulți decât tine și îl urmează mai mult decât suntem noi. Sunt mai mulți. Are mai mulți ca noi, ucenici. Zice că am ucenicilor. El trebuie să crească și eu să scad. Asta e gândirea sănătoasă. Asta înseamnă să-L ai pe Hristos în centrul vieții tale. Când aștepți și când lași, că dacă unul primește mai multă glorie, e mai mult onorat. Tu ți-ai făcut partea și l-ai înțeles pe Hristos în viața ta. Și lași lucrurile să meargă după voia și după planul lui Dumnezeu. Saul, pentru că nu l-avea pe Dumnezeu în centrul vieții lui, a fost foarte tulburat că cineva primește mai multe cuvinte de laudă decât el. Că cineva e mai glorificat și mai onorat decât el. Pentru că el aștepta să fie tot timpul centru. El aștepta să fie number one tot timpul. Și în loc să mulțumească lui Dumnezeu că l-a scos din mizeria în care a stat zile întregi în fața filisteanului, răbdând umilință după umilință în fiecare dimineață, acum bucuria aia s-a dus. Sigur, când a avut o mare biruință și au nimicit-o astea filistenilor, au salvat Israelul, s-a bucurat. Dar a durat bucuria o zi, până a ajuns acasă în Israel. S-au auzit fetele și femeile cântând cântarea aia care l-a deranjat pe el. Și o cântare i-a furat bucuria. N-a auzit nicio veste nenorocită că a venit acasă și că s-a întâmplat nu știu ce, că a lipsit el în familie, că au făcut copiii nu știu ce, sau că s-a întâmplat altă grozăvie în casă. N-a auzit așa veci. Toate erau bune și frumoase. Numai cineva a cântat o cântare care nu mi-a plăcut. Și din aia s-a dus toate. Nici bucurie, n-a mai avut nici pace, nici nimic. De ce? Pentru că nu era Dumnezeu în centrul vieții lui. Când nu e Dumnezeu în centrul vieții mele, sunt eu pe tronul vieții mele. Și pentru că eu sunt pe tronul vieții mele, vreau să mă glorific pe sine însuși. Și asta e parte din caracterul satanic. Caracterul cristic este exact opus. Și atunci când sunt flămând după onorul, după glorie și să fiu băgat în seamă, să fiu number one, mă deschid pentru lumea demonică. Și dacă am citit de la 7 la 9 cum a fost ruinat sufletește David de cântarea fetelor, iată ce se întâmplă în versetul 10 din același capitol. Doar un verset mai jos. A doua zi, deci după ce a reacționat în spiritul ăla, cum își permit să nu-mi dea mie glorie? Să vedeți ce s-a întâmplat în viața lui. Și aici e mare atenție. A doua zi, Duhul cel rău a apucat pe Saul. A intrat sub influența unui duh demonic, pentru că în manifestarea lui a fost demonică. Eu pe locul întâi. Eu cel mai în față. Eu și numai eu să primesc toată cinstea și toată gloria. Și când a gândit așa, a gândit ca și diavolul. Și când a gândit ca și diavolul, în loc să aibă caracter dumnezeiesc, a avut caracter satanic. Și s-a deschis pentru lumea satanică și spune cuvântul că în felul acesta putem să înțelegem, s-a deschis o ușă în viața lui ca un duh rău să-l controleze. Și duhul acesta rău care l-a controlat, știți că l-a stăpânit până a murit? Nu s-a mai depărtat de el? Pentru că Domnul a refuzat să-i vorbească. Și spune cuvântul că a căutat duhurile morților la sfârșitul vieții lui.
ca să-i vorbească, pentru că Domnul nu-i mai vorbea. Frați și surori, aș vrea să mă apropii de partea practică, de încheiere. Iată ce spune cuvântul Filipeni 2:3. Nu faceți nimic din duh de slavă deșartă, cu alte cuvinte de glorie deșartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de El însuși. Cum putem să ne vindicăm de dorința aceasta care e natura noastră căzută de a fi primi, de a străluci cel mai mult, de a fi băgați în seamă, de a fi onorați, de a fi apreciați. Și de aici vine și sensibilitatea noastră când nu ni se dă cinstea și atenția cuvenită, că devenim ușor de ofensat pentru că suntem flămânți după onoarea și cinstea care vine de la oameni. În Filipeni 2:3, așa cum am citit, nu faceți nimic din spirit de slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de El însuși. Imaginați-vă, frați și surori, dacă Saul îl privea pe David mai presus de El însuși. Mai se ne stăia tensiunea dintre ei, mai se deschidea în viața lui o ușă ca să intre acel duh demonic și să-l controleze viața și să-l ducă la ruină până la urmă totală și definitivă. Frați și surori, în Filipeni 2:9, aș vrea să citesc din Filipeni 2:9. Și când Domnul Iisus a fost pe pământ, n-a dorit și n-a căutat să fie slăvit, ci a căutat prin tot ceea ce a făcut ca Dumnezeu să fie slăvit în viața Lui și prin El. Filipeni 2:9. Începând cu versetul 8. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Calea ca să fim, dorința de a fi glorificați, onorație legitimă în noi, a fost pervertită de cădere, dar e legitimă și Dumnezeu, dorința aceasta, vrea să o împlinească El pe calea Lui. Care e calea ca să fim glorificați? Calea ca să fim glorificați este smerenia. Pentru că așa a fost Domnul Iisus, cât a trăit în această lume, a trăit în cea mai adâncă smerenie. Și s-a asociat cu ultimii oameni, cu pescari, cu oameni săraci, cu vameși și cu păcătoși, în așa fel încât ceilalți rabini îl priveau cu dispreț și vorbeau între ei, iată, mănâncă cu vameșii și cu păcătoși. Domnul Iisus s-a smerit și s-a smerit până la capăt. Și totdeauna a dat glorie lui Dumnezeu. Totdeauna a înălțat pe Dumnezeu. Pe Domnul Iisus nu l-ai fi putut ofensa. Nu l-ai fi putut călca pe nervi. Nu l-ai fi putut determina să fie supărăcios. Pentru că pentru El totul era Dumnezeu. El s-a coborât până în cea mai adâncă smerenie. Cine a pregătit Dumnezeu pentru noi o glorie? Dar nu o glorie care îl dau oamenii unii altora când se apreciază, când se înalță, când se pun în față. În 1 Petru 5:1 spune așa, sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt prezbiter și părtaș a gloriei care va fi descoperită. Față de mine și față de tine va fi descoperită o glorie nemuritoare. O glorie cu care ne va glorifica Dumnezeu pe noi. Pentru că e planul, e inițiativa și ideea Lui. Dar lucrul acesta vine dacă în viața aceasta umblăm prin valea smereniei. Și în 1 Petru 5:4 spune așa, când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cunună care nu se poate veșteji a gloriei. Frați și surori, cum putem noi să ne pregătim pentru acel ceas a gloriei? 2 Corinteni 4:17. Căci în tristările noastre ușoare și de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, cu alte cuvinte de glorie. Necazurile prin care treci, frate și soră, lucrează pentru tine, lucrează în favoarea ta. O greutate veșnică, o greutate eternă de glorie. De aceea când treci prin necazuri, când treci prin probleme, nu uita că Dumnezeu lucrează la cununa ta de glorie. Lucrează la pentru aceea zi în care vei fi glorificat împreună cu Sfinții. Dragii mei,
E un avertisment despre Babilon în Apocalipsa 18:7 și putem să-l luăm fiecare personal. Pe cât s-a glorificat pe sine însuși, pe atât dați-i chin și tânguire. Vedeți raportul? Ce se scrie despre cetatea Babilon? Cu cât s-a înălțat pe sine însuși, s-a pus în centru, în loc să-L pună pe Dumnezeu în centru, pe atât dați-i chin și tânguire, cuvântul din Apocalipsa. Aș vrea să ajung la alt cuvânt practic. Când îl am pe Hristos în centrul vieții mele, opinia celorlalți despre mine, bună sau rea, nu contează prea mult. Când îl ai pe Hristos în centru, dacă cineva te laudă, nu simți că te urci între nouăle cer. Dacă cineva vorbește rău despre tine, nu simți că ai căzut în pulberea pământului. Ce ai acea constanță în viață. În momentul în care nu l-ai pe Hristos în centru, când cineva te laudă, simți că plutești. Când cineva vorbește urât cu tine, simți că ești la pământ. Acestea sunt inconstanțele unei vieți în care Hristos nu este în centrul ei. Când Hristos este în centrul vieții noastre, nu ne mai pasă așa de mult, nu că nu ne mai pasă deloc, nu ne mai pasă așa de mult ce părere au ceilalți despre noi, cât de mult ne bagă în seamă, cât de mult ne laudă sau cât de mult ne vorbesc de rău. Noi îl știm pe El. Îl cunoaștem pe El. Știm că avem preț în ochii Lui. Știm că El ne iubește. Cum zice cuvântul în Apocalipsa, acelui care ne iubește și ne-a spălat prin sângele Său. Ce mare lucru să știi că te iubește Dumnezeu. De ce aștept să te iubească toată strada? Niciodată nu se întâmplă asta. Dar e confort că te iubește Dumnezeu. Și să stăm în ascultare de cuvânt. Aș vrea să închei cu două locuri din Scriptură. Primul, Roman 8:18, unde Pavel zice așa: Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de gloria viitoare care are să fie descoperită față de noi. Cine mai trebuie nouă să ne glorifice oamenii, să ne laude oamenii, să fim flămânzi după aprecierea oamenilor, dacă Dumnezeu a promis că ne va glorifica, dacă îl punem pe El în centru vieții noastre și umblăm ca și Ioan în viața aceasta, scăzându-ne pe noi și înălțându-L pe El în viețile noastre. Vreau să închei un psalm care îmi place așa de mult. Psalmul 131, în care David își face autobiografia. În care David vedem unul din motivele pentru care, deși a avut multe scăzăminte, după cum ne învață Scriptura, a fost totuși un om după voia lui Dumnezeu. Iată ce cuvinte are aici David să spună prin care își caracterizează viața. Și gândiți-vă, vorbește un împărat. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată și nici priviri trufașe, adică orgolioase, mărețe. Nu mă îndelemnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul meu îmi este liniștit și potolit, ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Un copil mic, lângă mama e complet relaxat. Copilul vecin umblă cu sticla cu lapte. Și am ajuns la impresia că ține foarte mult la sticla aia cu lapte. Are, cred că cam 3 ani. Și odată am fugit după el să iau sticla. Așa o viteză o luat, îmi stă sticla în coace. Așa o viteză o luat și o sări la mama sa în brață. Mama sa stătea pe trepte afară. Și s-a gândit la mama sa în brață, a luat sticla, a băgat-o în gură și mă privea liniștit. Aveam un stres. Înainte, dacă ne ajută mama să-mi brațe, așa de liniștit era, mă vedea așa de liniștit și trăgea din sticla cu lapte. Nu mai era deloc frică că iau sticla cu lapte. Și a zis, Doamne, cuvintele lui David, cât de bine le văd împlinite aici. Doamne, sufletul meu e liniștit și potolit și relaxat, ca un copilaș care stă în brațe la mămica lui. Frați și surori, atunci când nu avem o inimă îngânfată și nu avem priviri trufașe, când nu ne îndelnicim cu lucruri prea mari și prea înalte pentru noi,
Asta dovedește că suntem smeriți. Și Dumnezeu, la vremea Lui, dacă rupe acest pământ cu siguranță în veșnicie, ne va înălța, ne va glorifica și ne va face părtași la cununa veșnică a gloriei. Amin. Amin. Vreau să ne ridicăm, frate sau soră, să ne conducă în rugăciune de mulțumire și încheiere și mai apoi vom încheia cu o cântare. Doamne, îți mulțumim pentru că Tu vrei ca să ne glorifici, dar în momentul hotărât de Tine. Îți mulțumim pentru că înainte de întemeierea lumii a pregătit toate aceste lucruri. Și îți mulțumim, Doamne, pentru că le-ai dat pe Fiul Tău ca exemplu de felul în care poți să ajungi la glorificare. Și anume un glob pe calea smereniei. Vrem, Doamne, ca în viața noastră noi să fim tot mai mici. Și Tu, Doamne, să fii tot mai mare. Păzește-ne, Doamne, de a fi sensibili și supărăcioși și ajută-ne, Doamne, să creștem în asemănarea cu Fiul Tău. El să fie în centrul vieții noastre și să nu ne pese nici de laudele oamenilor, nici de vorbele rele oamenilor. Și noi să avem doar o singură dorință și o singură pasiune și o singură preocupare. Să fim în voia, în planul Tău și în cuvântul Tău, ucenici în care Tu, Doamne, să domnești în viețile lor. Te rugăm, Doamne, pentru fratele Nelu și pentru sora Tabita să ne însoțești la întoarcere. Mulțumim, Doamne, că ne-am bucurat cu ei în această zi. Și Te rugăm, Doamne, să-i binecuvântezi cu binecuvântările Tale care le-ai pregătit în Hristos. Însoțește și protejează-i, Doamne, și lasă, Doamne, ca părtășia noastră care am avut-o împreună azi aici să fie o binecuvântare pentru toți. Ajută-i, Doamne, și în continuare, acolo la Chicago, să fie o binecuvântare pentru frați și pentru iubiții lor. Și îți mulțumim pentru săptămâna care ne stă în față și te rugăm să ne dai biruință în umblarea cu Tine. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Să dăm slavă Dumnezeu, că iar spre slavă Dumnezeu. Amin.